Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei la Europa FM. În această seară, invitatul meu este domnul Marcel Ciolacu, președinte PSD, președintele Camerei Deputaților și, să spunem, co-lider al coaliției de guvernare. Bună seara, domnule Ciolacu, bine ați venit, bine ați revenit la Europa FM. Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Domnule Ciolacu, cred că suntem amândoi de acord cu faptul că cea mai mare problemă a României în acest moment este criza facturilor la energie, pentru că ea a declanșat un bulgăre care se rostogolește și sufocă totul în jur. Cauza la toate problemele în acest moment o reprezintă prețul la energie. Și toată lumea așteaptă soluții. De aceea am să vă întreb direct, ce ați discutat astăzi cu domnul Câțu? Ați ajuns la vreun început de soluție? N-am avut, în primul rând, n-am avut o discuție cu domnul Câțu în ceea ce privește energia. Am avut, în schimb, n-am nicio reținere, am avut cu primul ministru ieri, cursul zilei de ieri, unde a fost și domnul Câțu și domnul Kelemen Hunor. Noi am avut o lege care nu a fost funcțională. Mai mult a încurcat atât producătorii cât și distribuitorii, cea din care prevedea o perioadă noiembrie, decembrie, ianuarie, când a fost dată o ordonanță de urgență pentru februarie, martie, pentru aceste două luni, timp în care guvernul și ministrul de resort să vină cu o soluție, noi solicitând categoric o soluție care să cuprindă și iarna următoare. Fără doar și poate, restul, tot ce vorbim de aici încolo sunt efectele pe care le suportăm cu toți. La facturi greșite, a fost un cumul de greșeli. Rămân fără să atac pe cineva din interiorul guvernului sau din coaliție. A fost o liberalizare haotică și fără să se gândească să anticipeze o astfel de scumpire și o astfel de criză. Până la urmă, este o criză mondială. Nu vorbim, numai România are această criză. Ne gândind că poți să anticipezi, că poți avea de a face cu astfel de criză, ne-am trezit în această anomalie care România are prețul la energie, cel puțin la energie electrică, mai mare decât în Germania. Dacă comparăm productivitatea industriei, veniturile românilor, Germania nu încape îndoială. Aceste două luni, totuși, vor duce din presiune. Problema din noiembrie, decembrie și ianuarie a dus la aceste scumpiri. Și acum, eu rămân la părerea că întâi trebuie să rezolvăm cauza și pe urmă să mergem pe efecte. Efectul cel mai distrugător, în afară de scumpiri și care are atingerea asupra traiului direct al oamenilor, rămâne inflația. Bun, și care e cauza? Ați spus că vreți să mergeți pe cauză. Care e cauza? Cauza aceste scumpiri la prețul la energie și da. Soluții. Eu rămânând la părerea, în continuare, că prețul cel puțin pentru IMM-uri și zona casnică, trebuie să vină să rămână un preț reglementat, așa cum este prins acum în ordonanță 0,8 și 1 leu pentru IMM-uri, venind cu o schemă prin Ministerul de Finanțe, prin Ministerul IMM-urilor și prin Ministerul Economiei pentru marii producători. Deci vreți să continuați și din aprilie schema aceasta? Dacă nu găsim altă soluție mai bună până atunci, cred că cel mai la îndemână pentru guvern este o prelungire și pe luna aprilie, dar, de fapt, prelungim ceva fără să luăm o decizie. Știți că cea mai proastă decizie este să nu iei nicio decizie. Da, cred că dar... În schimb,
L-am văzut, în afară de membrii coaliției, cum normal, l-am văzut foarte determinat pe primul ministru de a găsi soluții urgent. Trebuie să înțelegem că după ce guvernul va da o ordonanță de urgență, pe urmă și atribuții din nou ANR-ului, fiindcă ANR-ul în acest moment nu mai are atribuții, vor trebui decurși niște pași de transparență. Totuși vorbim de niște companii multinaționale importante, care dispun de avocați, de logistică. Trebuie să toți acești pași gândiți astfel încât să nu fie probleme pe viitor. Sunt multe de spus, sunt multe greșeli făcute. Bun. Indiferent. De asta, eu nu suport, chiar și la oamenii politici, când evită să-și asume anumite greșeli. Fiindcă de acolo poți să începi să construiești. Bun, în lunile astea de guvernare vă asumați pentru coaliție vreo greșeală? Înțeleg, despre greșelile fostei guvernări am înțeles, dar în perioada asta vă asumați, că spuneți că... Totuși, PSD-ul a intrat la guvernare într-un moment dificil, care, cred, ca și decizie politică, n-a fost o decizie bună pentru PSD. Pentru România și pentru români, părerea mea că a fost o decizie corectă. Am vorbit de coaliție, n-am vorbit neapărat de PSD, dar, uite, nu reușiți să găsiți totuși o soluție. Avem, s-au găsit soluții. Sunt mai multe soluții. Nu am oprit un pic să transmitem care sunt soluțiile ca primul ministru să iasă cu tot pachetul. Deci aveți gândit un set și... Categoric. Am venit și noi, am făcut și deja un grup de lucru funcțional în interiorul guvernului, cum e și normal, oamenii poli. Eu nu sunt, am înțeles că am fost odată pompier de serviciu, eu nu voi accepta să continui eu, personal și PSD-ul, să fim pompieri de serviciu. Dumneavoastră spuneți că în cel mai facil caz, așa spuneați, cel mai ușor pentru guvern ar fi să continue actuala schemă și după luna aprilie? Orice intervenție pe piață, suntem membri ai Uniunii Europene. Eu înțeleg și mesajele alea. Dom'le, au ajuns să ne facă reguli în țară. Trebuie să înțelegem. Am intrat în Uniunea Europeană, respectăm și niște reguli. Da, domnul Cățu spune că această schemă, eu vă replic ce spune partenerul nostru, că această schemă costă. Categoric, e vorba ați calculat impactul financiar? Categoric, da. Cât e impactul financiar al continuării schemei? Este insuportabil în acest moment. Avem venituri suplimentare pe ianuarie, m-am uitat și pe componența veniturilor și e una încurajatoare. Din ce vin? Din ce a câștigat statul din această criză? Venit, sunt parte și din normal, și din inflație. Și din inflație și din TVA-ul pe aceste facturi? Și o recuperare de creanțe și de sume, ceea ce e încurajator. Odată și cu când se închide circuitul și cu radarul mărfurilor, categoric lucrurile vor sta. Trebuie să recunoaștem, România a ajuns la o evaziune fiscală de 12%. E ceva îngrijorător pentru orice stat. Nu numai european. Mai mult decât atât, dacă noi am colectat TVA-ul așa cum îl colectează Bulgaria, doar nu luăm alte exemple, am avea la buget 5,6 miliarde de euro în plus. Ungaria a avut un salt spectaculos cu acest radar al mărfurilor, aproape 7 miliarde. Erau socotelele la TVA. Suntem pe ultimul loc, ca și colectare. Avem o problemă și la BAM, acolo au rezolvat Bulgaria, au externalizat serviciu, noi mergem cu digitalizarea și cu reorganizarea sistemului vamal. Vedem, părerea mea, că e mai corect așa. Avem pe inventatorul scannerilor, din Statele Unite până în Africa, până în Nigeria, sunt folosite aceste scanere. În România, mi se pare că nu avem niciunul funcțional în acest moment. Este inadmisibil, după 30 de ani, să avem această situație. Dar, vedeți, dacă tot am lălăit-o, acum a venit o criză care te împinge să faci lucrurile într-un mod accelerat. Ce sunt eu un pic supărat? Există un fond de modernizare, care sunt doar 10 state europene, care au acces la acest fond de modernizare de 7 miliarde. Dacă ne-am fi mișcat mai repede, puteam merge și mai mult la accesare. Într-un fel,
Europa a simțit, fiindcă noi am avut un decalaj, consumăm mai mult decât producem. Dacă am fi mișcat acest fond de modernizare de 2 ani de zile, cum a făcut Grecia, cum a făcut Polonia, am fi reușit să egalăm consumul. Și atunci, îl mișcați acum? Și atunci ar fi fost mult mai ușor să intervină stat. Trebuie dată o ordonanță și trebuie... Suntem împinși să facem asta. Trebuie. Nu poți să împingi, să închizi iernutul, nu poți să închizi mitia, nu, fără să gândești că rămâi fără capacități de producție, vreo 1600 de megawatts, mi se pare, produceau, fără să gândești că vei ajunge... Cu adevărat, ne-am bazat pe import. Uite, a venit o criză și... Bun. Plătim prețul acum. Există unor greșeli. Soluțiile acestea pe termen scurt, înțeleg că ne îndreptăm spre eventual această soluție, dar care sunt soluțiile pe care le gândiți? Sper. Și vă întreb dacă le gândiți pentru ca iarna viitoare să nu ne prindă în exact aceeași situație în care suntem acum, în care iar să începem să cârpim scheme de ajutor, de exemplu, plafonări. Am venit în Parlament și am văzut că nu poți să treci 3 hidrocentrale care cu 90% execuție, să le treci în Natura 2000, a, și să stopezi finalizarea lor. Înțeleg rostul mediului, înțeleg. Sunt iubitor de mediu, n-am nicio problemă. Există și un... Ați găsit... Spuneți-mi ce veți face. Economică. Ce veți face există în această perioadă? Ca în această perioadă și sunt foarte buni bani europeni. Deci nu trebuie să facem... Deja se declanșează cu mari producători să-și facă capacități proprii, unde au, mi se pare, 100% acoperit. Primăriile, instituțiile bugetare, au această posibilitate în acest moment. Toate aceste programe trebuie demarate, iar anul acesta, România trebuie să se acopere cu... Trebuie să cine? Ministerul Energiei? Cine noi, trebuie noi în 3 să ani facă? De zile avem posibilitatea România să fim independenți energetic. Categorii. În acești ani trebuie să găsim soluții să ne protejăm atât populația, dar și mediul de afaceri. Cine trebuie să... Cine trebuie să pună planul pe masă? Trebuie Am văzut să... determinat pe primul ministru să-și creeze un grup de lucru la nivelul premierului, de la toți factorii și de la Ministerul Fondurilor și de la Energie și de la companiile de stat, astfel încât să ieșim cu un program coerent. Un guvern, avem un guvern funcțional. Un guvern eficient este guvernul care anticipează astfel de crize. Și mai ales trebuie să învățăm din aceste crize. Uitați-vă la domnul Rafila. A învățat din celelalte valuri. Iertați-mă, dar în materie de energie eu nu văd nicio anticipare, eu văd doar reactivitate, iar mediul de afaceri se sufocă. Îl ascultam zilele trecute pe unul dintre reprezentanții lor care spunea că una din 10 afaceri mici este ori a falimentat, ori e pe cale să falimenteze pentru că nu mai face față facturilor la energie. E vorba de facturile din ianuarie, în principal. A intervenit ordonanța și încep să regleze. Am înțeles că se vor veni cu niște măsuri pentru facturile din ianuarie, cele exacte. Am fost la un abator de păsări. Plăteau 64 de lei și au avut pe urmă cu 756. Au ajuns la 91% din cifra de afaceri să reprezinte energie. Categorică, dacă mai vine mai mult de 2 luni, pe urmă vine faliment. Falimentul în industria alimentară e pe lanț. De la creșterea păsărilor și așa mai departe. Au magazine proprii. Cred că această ordonanță în acest moment a creat un tampon. Trebuie venită cu o soluție pe termen mediu și scurt. Iar în această perioadă, cu un plan coerent, să devenim independenți energetici. Vorbim de offshore. Este inatacabil ce spuneți dumneavoastră că trebuie. Problema este că dumneavoastră sunteți acum la guvernare. Nu există în acest moment... Este pentru prima oară când se lucrează la un plan și el va fi demarat. Ce vom mânca la primăvară? Aveți Ministerul Agriculturii. Este o foarte mare problemă exact în zona asta, agriculturii. Au lansat zona serelor, care funcționează pe energie. Agriculturii împreună cu ministrul de finanțe au lansat
IMM-urile, IMM rural, au venit cu IMM-uri, sunt vreo 17 miliarde acolo, sunt și din componentă europeană, categoric. Repet, dacă comparăm cu luna ianuarie la factură, categorică ne vom gândi că nu avem ce mânca. Această cădere anticipați dumneavoastră în februarie, cu cât să scadă această, față de ianuarie? E un preț fix. Bun. E 0,8 și 1. Deci, cam cât? La gaze oricum se va mai regla piața, fiindcă consumul mai mare a fost pe timpul iernii. Nu sunt așa catastrofale. Problema e că au pornit efecte. Aici le regăsești. Sigur la că scumpiri, da, directe, în produse, cât și la carburant, la benzină, la motorină. Eu vă întreb, de ce vă așteptați la o scumpire atât de spectaculoasă? Pentru că la populație, preț plafonat, că în partea de compensare s-au încadrat destul de puțin, dar la populație, preț plafonat, au fost facturi și de 3 și de 4 ori mai mari decât anul trecut. Preț plafonat, repet. Deci, nu sunt cele din februarie. Sunt noiembrie, ați decembrie, ianuarie. Ați scăzut de la 0,37 la 0,31. Credeți că asta va readuce, va fi așa o... Va fi o scădere, fiindcă scădere... Va fi o scădere, evident, dar... Scădere este în lanț. E și de la producători și la distribuție. E tot lanțul. De aceea eu insist cu părerea că prețul trebuie reglementat. Pe o perioadă limitată. Franța a făcut acest lucru. Da, ce faceți cu contractele existente deja, dacă reglementați prețul? Aveți în spate niște contracte care au fost încheiate. Există juriști, există proceduri prin ANRM, astfel încât să regleze aceste lucruri. Este inadmisibil să acceptăm să fie vândută energia pe anul acesta, neîncasând nimic. Adică ce vreți să spuneți? Când o să dau energia, să livrez energia, atunci o să-mi încasez și bani. Adică, într-un fel... Dar cine a vândut este, în felul ăsta? Companiile de stat, la ele vă referiți? Și în primul rând la companiile de stat. Este în primul rând imorală. Acum, existând vid și neintervenind Ministerul de Resort, s-a ajuns la acest... Deci ce-mi spuneți? Că toată energia companiilor de stat a fost contractată, dar prețul vine pe măsura livrării? Sau cum? Se va plăti pe măsura livrării energiei. Da. Dar companiile de stat... În acest moment, asta este cadrul legislativ. Dar... Nu a mai existat. Celelalte state europene, m-am uitat și eu, și la Germania, și la Franța, și la Italia, au în jur de 60% contracte bilaterale. De la noi s-au scos la un moment dat contractele bilaterale, știți că apăruseră deștepții. Băieții deștepți din energie, sigur. Deștepții din energie. Cum suntem noi învățați cu măsuri extreme, am exclus contractele bilaterale între producător și consumatorul final. Acum, NRE-ul trebuie să vină cu reglementare să permită acest mod de lucru. Până atunci, statul trebuie să intervină, să țină echilibru, fiindcă altfel distrugem toată industria românească. Ați vorbit de inflație. La inflație, inflația de fapt inflația este un efect care s-a rostogolit și care este prognozată oficial pe la 11, să atingă 11-13%. Se pare, spun unii analiști, că am fi deja mult peste acest nivel, însă modul de calcul al INSS-ului este mai prietenos. Am avut discuție și cu Banca Națională, intrând banii, până la urmă, veniți din inflație la stat și reîntorși la populație și la producători și consumatori, cred că trebuie să găsească soluțiile și am văzut anumite cifre și trenduri. Să rămânem la o singură cifră la inflație în toată Europa. Cu toții ducem o luptă ca să rămânem la o singură cifră și cred că vom găsi, știu, dintre ele, de fapt, s-au găsit soluțiile astfel încât această inflație. O reducere a TVA-ului duce la scăderea inflației. Acum, Ministrul Finanțelor trebuie să vină exact pe ce perioadă. Da, dar statul câștigă. Statul câștigă din inflație, statul câștigă din TVA-uri mai mari. Statul câștigă, a câștigat și din criza energetică. Nu din criza facturilor. Nu câștigă și...
are un PIB mai mare, dar nu câștigă statul direct. Prioritatea 1 de a nu intra România într-o recesiune sunt fondurile europene. Dacă se gândește mecanismul cel mai bun, în primul rând avem exercițiul financiar trecut, unde mai avem un an și jumătate. Au găsit mecanismele și am văzut deja Sorin Grindeanu deja a terminat draftul pentru modificările la achizițiile publice, astfel încât să nu mai fie atât de multe blocaje. S-a convenit cu primul ministru ca să vină sectoria, adică fiecare minister să vină cu propunerele lui pe fiecare pachet. Primul va fi Ministerul Transporturilor și va intra Sorin Grindeanu cu el, ca să putem accelera absorpția de fonduri europene și atunci veți vedea că foarte multe dintre lucrurile pe care le discutăm astăzi se vor îndrepta. Până una alta avem PNRR-ul. Mai vreți să-l renegociați? Nu mai vreți să-l renegociați? Comisia Europeană nu v-a dat un răspuns prea favorabil. Sunt două răspunsuri, amândouă... Unul este că nu puteți decât în caz de cataclism, de dezastru natural. N-a vorbit nimeni de o renegociere și o reschimbare a PNRR-ului sau de anumite reforme, sau anumite reforme scoase din PNRR. Există lucruri de optimizat în PNRR, fiindcă au fost făcute prost. Ați botezat optimizare, dar tot renegociere Și trebuie. În momentul ăsta am pierdut 2 miliarde din granturi. Oricum va fi o discuție. Ca urmare a știți că există un mecanism de raportare la... MIPE închide întâi acest mecanism intern și chiar astăzi am vorbit cu domnul ministru, mi-a zis că mai are 2 sau 3 ministere, îmi spun că o să se redeschidă și la sănătate, nu știu, energia și pe urmă se merge la comisie pentru semnarea mecanismului final cu România. Acordului operațional, da. Acordul când îl semnați? Întâi trebuie să termine intern MIPE. Am înțeles că mai sunt 2 sau 3 ministere, dar închide și pe urmă se merge. Atunci va fi o discuție. Nu vreau să intru în detalii. De exemplu, ieri am vorbit de spitale și am văzut pentru prima oară harta făcută de domnul Rafila. Trebuie să înțelegem, cel puțin în zona de sănătate, pandemia a schimbat mult din filozofie. E normal să te adaptezi după ce ai trecut printr-o asemenea criză. Deci, nu poți să rămâi robust. Nu renunțați la PNR, la renegociere? Optimizare. Ați botezat optimizare, dar e tot renegociere. Nu poți să vii cu o anvelopă de 9,4. În media europeană este mult mai mare. În această anvelopă să prezinți comisiei că în momentul ăsta pensiile din România se ridică la 8% din PIB, dar uitând să treci, când a venit jalonul, te-a obligat comisia în acea anvelopă să treci pensiile ocupaționale. Și de ce nu desfințați? Aveți o singură categorie de pensii. Și ai ajuns deja la 9% din anvelopă. Aveți o singură categorie de pensii ocupaționale garantate constituțional, care sunt ale magistraților. Restul? Vorbim de armată și de MAI. Nu poți să iei un drept. E un drept câștigat. O să-l impozitezi. Le puteți? Poți alinia să știți că pensiile, să fim cu restul pensiilor. Pensiile speciale reprezintă 0,1% din anvelopă. Păi și atunci? Deci nu. E doar 0,1%. Dar dacă introducem, celelalte sunt 0,8-0,9%. Deci ajungi la aproape 9%. Nu poți să blochezi mărirea pensiilor în următorii 10 ani, 20 de ani, pentru că ai negociat greșit și n-ai trecut toate lucrurile. Iar când a venit jalonul de îndeplinit, s-a constatat acest lucru. Știți foarte bine de ce a fost introdusă această limită, de ce a cerut o Comisie Europeană? Pentru că noi de mult avem steguleț roșu pe zona de sustenabilitate a sistemului de pensii. Și PNRR-ul a mers exact pe zonele vulnerabile. Ori noi avem o problemă de sustenabilitate. Și cum o rezolvi? Sărăcind populația? Nu, poate crescând PIB-ul, poate având încă crescând veniturile la bugetul de stat, poate reașezând pensiile speciale, atunci, pentru că atunci, nu toate trebuie să fie acolo unde sunt. Atunci le încadrezi într-o anvelopă mult prea mică
în loc să vezi zona de venituri, am și la venituri. Am au jalon și au trecut în PNL. Anvelopa este până la urmă procentuală, ea este din PIB. Trebuie să mărești, se menține proporția. În aceeași dinamică. Am văzut că e trecut în PNRR să rediscute codul fiscal. Când am ieșit și am vorbit despre codul fiscal, au venit zeci de întrebări. Aoleu, nu mărește nimeni nicio taxă. Dar nu așa spuneți este, asta pentru că este, ministrul de finanțe a vorbit despre măriri de impozite. Dumneavoastră trecut, vorbeați de impozitul pe cifra de afaceri. Dar nu? Este normal să vorbim până la implementare, în primul rând, cadrul legal. Te obligă să faci implementare cu 6 luni înainte. Trebuie modificat codul fiscal și pe urmă. Dar discuția publică, discuția în interiorul coaliției, în interiorul guvernului, discuția cu toți actorii din societate, trebuie să o ai din timp. Perfect. Să luăm decizii. Anul acesta intenționați să decideți, nu să intre în vigoare, pentru că există acest calendar, anul acesta intenționați să decideți vreo modificare de fiscalitate? Niciodată când nu ai creștere economică, pun pe cei care au scris cărți despre, nu poți mări taxele, încă greșești. Dar le poți cădea. Dar când ei le poți așeza. Când ei toată construcția veniturilor la buget din taxe, vezi anumite disproporții. Ne comparăm cu țările dezvoltate și încercăm să ducem spre acel trend sau rămânem în bula noastră de a inventa mereu apa caldă? Domnule Ceracu, sunteți un politician cu mare experiență, dar eu vă întreb acum direct, anul acesta intenționat să faceți vreo modificare de fiscalitate, nu care să intre în vigoare, ci să o decideți? Nu că intenționați. E trecut atât în PNRR, așa, de către fosta guvernare, cât și în programul de guvernare, că vom discuta despre codul fiscal. Bun. Și ce anume, concret, intenționat? Cum sunt componentele de construirea codului fiscal. Rămân la părerea mea, de exemplu, cota unică, mult disputată, și știu că mediul de afaceri are o anumită reținere, o înțeleg, e îndreptățită, pentru că încă nu avem eficiența Ministerului de Finanțe și a ANAF-ului, pe care ne-am dorit o cu toții. Eu nu știu în acest moment care este cota unică în România. Cota unică înseamnă... Bun, vreți cotă progresivă. O singură cotă, pentru că poate găsim o cotă unică care totul să fie cotă unică. Dar impozitul pe mai multe proprietăți, impozitul pe mai multe mașini, de care vorbea ministrul de finanțe? Da, a scris domnul... Cine a fost ministrul de finanțe înainte? Mi se pare că a fost domnul Câțu. Câțu. PNRR. E trecut. Avem... Nu, în PNRR se discută despre o reașezare. Nu scrie niciunde în PNRR, din ce am văzut eu, că trebuie să fie introdus impozitul pe mai multe case și mai multe scrie mașini. Scrie la impozitare pe proprietăți. Avem, din construcția veniturilor, mi se pare că avem cea mai mică 2,2, e o medie europeană de 4,6 din impozitarea proprietăților. Deci, ei remarcă lucrul acesta, dar nu este un angajament de creștere a impozitării pe proprietăți. Și, dacă remarci, nu trebuie să vii să-l corectezi. Nu putem rămâne cu cele mai mici venituri din construcția PIB-ului din Uniunea Europeană. Deci, cu alte cuvinte, vă gândiți la o creștere a impozitării pe clădiri. Atunci când am făcut programul de guvernare, am vorbit, domnule, hai să ne uităm la redevențe, cât vine. Erau 1,7, acum avem vreo 4 miliarde. Adică sunt zone unde trebuie să vezi care este media europeană și să încerci să duci. Deci vă gândiți la acest. Este în discuție o asemenea creștere? Dar e normal să reașezi. Am înțeles. Periodic. Dar nu e o creștere. Repet. Poate scazi în altă parte veniturile la proprietăți, să știți că merg la autoritățile locale. Așa se dezvoltă autoritățile locale. Nu trebuie tot timpul să ceară de la bugetul consolidat. Da, da. Vin cote defalcate și îți mai creezi și surse proprii. Cum ar veni? Dar trebuie să-i lași cadrul legislativ. E în funcție de cât dorește un oraș să se dezvolte mai mult sau nu. Este inadmisibil să mai vorbim acum Bucureștiul să solicite ajutor pentru încălzire. Când tu ai cel mai mare venit din România.
Este și ajutorul ăsta, este și o consecință a mandatului doamnei Firea, nu? Sau, nu este inadmisibil ca cifrele la gigacalorie să difere de la municipiu la municipiu. Eu nu, politica administrativă, cred că e la toată lumea, la fel. Creeze o discrepanță între municipii. Veți semna PNRR în forma aceasta? Mă rog, acordul operațional pentru PNRR în această formă? Nu, nu sunt eu cel îndreptățit să semnez. Coaliția va fi de acord? Haideți să vedem după ce finalizează ministrul fondurilor. E o decizie de principiu. Toate discuțiile. Dacă nu reușiți să-l optimizați, îl acceptați așa cum este? Va fi semnat acordul operațional? Au început discuțiile și cu comisarul pe energie, au început discuțiile și comisarul pe... în ceea ce privește anvelopa la pensii, am văzut și anunțul primului ministru și mă bucur. A spus că se va deplasa cu ministrul muncii să discute acest lucru. Deci, eu părerea mea că nu trebuie să speriem pe nimeni. Acum, mi-e vie memoria pentru că a fost discuția ieri. Eu l-aș invita pe doctorul Rafila să vă explice cum sunt poziționate cele 49 de spitale prinse. Să vedeți că nu a existat nicio coerență și nicio logică. Asta este și în atenția corpului este normal de control să fie, al guvernului. Europa își dorește ca noi să facem investiții ineficiente sau ceva funcțional și sustenabil pe viitor. Ne apropiem de final. Ați declarat astăzi, cred că această coaliție de guvernare va funcționa până în 2024 și cred că mai are un viitor și după 2024 în aceeași structură. Declarați. Vă mențineți, dar vă întreb pe ce vă bazați, pentru că relațiile în coaliție nu par chiar atât de roz, mai ales pe linia cu domnul Câțu. Mizați pe o schimbare a domnului Câțu? Nu, dimpotrivă, nu, dar nu e... Nici n-am atributul acesta și nici nu mă... Nu că l-ați schimbat dumneavoastră, da. Și eu și domnul Câțu și domnul Ciucă, cu toții, să știți că suntem trecători, până și domnul Iohannis. Cred că în acest moment nu există altă construcție politică viabilă pentru România. Da. Dacă credem că ne mai putem juca cu atâtea crize la ușă și să nu venim în fiecare lună cu ce așteaptă românii și noi încă să mai vorbim de ruperi, de coaliții și anumite mici certuri, înseamnă că ar cam trebui să plecăm... Dar aveți o grămadă în coaliție. Ar cam trebui să plecăm cu toții acasă. Pe o scară de la 1 la 10, așa vă provoc la un test de sinceritate, pe o scară de la 1 la 10, cam cât de tare credeți că vrea domnul Câțu să-l îngroape politic pe domnul Ciucă? Nu cred. Nu știu, n-am detalii și nu cred în astfel de revenge-uri. Dar care este interesul domnul Câțu să-l îngroape pe domnul Ciucă? Eu vă întreb ce se vede. De exemplu, chiar astăzi domnul Câțu îi punea în brață domnului Ciucă totul. Spune, nu-i treaba coaliției, e treaba guvernului să facă ce vrea. Poate să-și consolideze fiecare, puterea. Fiecare ne alegem abordările și fiecare răspundem de abordările pe care le avem. Cred că prioritățile românilor sunt cu totul altele și nu... Eu am o comunicare, am și cu domnul Câțu, am și cu domnul Ciucă. Da, adevărat, pe zona executivă e normal să am cu domnul prim-ministru. Am vorbit, cred că astăzi, de 2-3 ori la telefon. Dar e normal să fie așa. Dar pare mai apropiat de dumneavoastră, domnul Ciucă, decât de domnul Câțu, nu? E așa? Nu, avem comunicare. Cred că are și domnul Câțu. Am văzut că am fost și ieri împreună. Am avut întâlnire cu domnul Ciucă și n-am văzut o lipsă de comunicare. Ați spus... Se și creionează multe povești în jurul acestor lucruri. Faptul că țintiți și după 2024 înseamnă că vă gândiți la o construcție comună pentru alegeri? Intenționați așa ceva cu PNL-ul? Nu cred. Eu sunt adeptul sistemului german. Fiecare candidăm, ne vedem scorul electoral și pe urmă creionăm o construcție. Dacă jucătorii politici rămân aceiași și în 2024... cu certitudine și în 2024 PSD-ul și PNL-ul și UDMR-ul și minoritățile vor trebui să facă din nou guvern. Este logic acest lucru.
Domnule Ciolacu, vă mulțumesc mult pentru prezența în Piața Victoriei la Europa FM. Dragi prieteni, ne reauzim săptămâna viitoare. Rămâneți acum la Europa FM, alături de știri și apoi Clubul de Seară. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.